Primele cazuri de gripă și-au făcut apariția și la malul mării. Dacă tot sezonul rece nu a fost confirmat niciun constanțean infectat cu virusul gripal, acest lucru se întâmpla acum, în luna aprilie. Fapt neobișnuit pentru această perioadă, spun autoritățile sanitare. La începutul sezonului au fost confirmate pe raza județului Constanța 4 cazuri de gripă. Însă acestea sunt doar cazurile raportate. Pe lângă ele există numeroase persoane care suferă la domiciliu și care sunt tratate simptomatic, fără a li se face un test în prealabil. Dacă pentru testele rapide care depistează COVID-19 a fost un interes sporit pe toată durata pandemiei, nu putem spune același lucru și despre cele de gripă. De pildă, la o farmacie din Tomistrei, 50 de astfel de produse au expirat pentru că nu au fost achiziționate. În ultima perioadă ne-au avut disponibilitate pe aceste teste antigripale, însă cerințe foarte puține. Medicii spun că numărul cazurilor de gripă a crescut exact acum, primăvara, pentru că oamenii nu au mai respectat nicio regulă de igienă impusă de pandemia de coronavirus. Brusc, toată lumea a scos măștile, copiii în colectivitate nu mai poartă măști, în magazine, în supermarketul nu se mai poartă nicăieri măști. Sigur că după 2 ani de purtat mască, atunci când, sigur, organismul este... Nu a venit în contact 2 ani cu tot felul de virusuri respiratorii. Acum avem o explozie de infecții respiratorii. Nici campania de vaccinare antigripală nu a avut același rezultat ca în anii anteriori. Ministerul Sănătății a cumpărat mai puține doze de vaccin pentru persoanele cu risc în toamna anului 2021, doar 2 milioane față de 3 câte au fost achiziționate în 2020. Județul nostru a recepționat pentru acest sezon 132.425 de doze de vaccin antigripal. Până în acest moment s-au vaccinat peste 110.000 de persoane. Ceea ce înseamnă că peste 22.000 de doze au rămas nefolosite. Unii constanțeni, deși se încadrează la grupele de risc și beneficiază de vaccinare gratuită, au ales să nu se imunizeze. O parte dintre oameni nu au făcut-o niciodată, iar alții au preferat să-și administreze doar serul anti-COVID-19. Până începe pandemia m-am vaccinat. După aceea am făcut alea 3 vaccinuri pentru virusul ăsta. Nu m-am de gripă, nu m-am vaccinat deloc. Niciodată sau doar anul ăsta? Niciodată de gripă. Cei care nu au făcut-o până acum și doresc, se pot vaccina în continuare împotriva gripei sezoniere. Până în acest moment, în România s-au imunizat aproximativ 1,4 milioane de oameni.